Ia haideți să vedeți cum muncesc polițiștii locali în România, care sunt plătiți din bani publici. Regește, da? Regește. Ia, să vedeți pe aici cum muncesc. Gata, plecați, nu mai stați? Cum e viața în poliția locală? E ca lumea, nu? Munciți? Vă crește burta? Da, ai cameră. Da, am. Munciți, vă crește burta frumos? Aveți și noi o vârstă. Aveți o vârstă? Și de ce nu vă pensionați dacă aveți o vârstă? Adică dumneavoastră veniți aici la pensionari, spre vârsta, deci vârsta poliția locală e aia spre pensionari. Ideal. Vârsta ideală e ca să vă duceți cât mai aproape de pensii. Să vă plimbați, să vă luați sporuri, că aveți sporuri de hrană. Sporuri, pe nu, că vă arăt eu organigramă de la Consiliul Local. Vi se dă sporuri. Dacă dumneavoastră știți mai bine... Păi da, așa este, mă, vi se dă sporuri. Pentru bocanci, pentru echipament, pentru... Aveți mașină de serviciu, căldurică? Nu avem mașină de serviciu, facem pe jos. Da, da, știți că sunteți mai mulți la Buzău aici decât ar trebui. Adică chiar dacă s-a pierdut procesul, cetățenii nu sunt mulțumiți că avem peste 300 de polițiști locali într-un oraș în care în 10 minute l-ai trecut de la un cap la altul. Adică de nici 100.000 de locuitori. Bani care sunt aruncați așa, pe geam. Ca să faceți dumneavoastră aici... Veacu, adică pe canapea. Vă plimbați, vă mai gândiți, vă mai plimbați, vă mai gândiți. Da. Uite, alți oameni care au muncit și au lăsat obiectul muncii. Uite, Sodini, toată lumea e cu odihnă, mă frate. Deci sunt de la Urbis. Adică o societate care este plătită de primăria Buzău să muncească. Și uitați-i cum muncească. Așa trebuie în România. Da? Doamne, să odinesc acum. Este așa, am dreptate, lucrați la Urbis? Nu. Unde lucrați? Da, unde lucrați? Aveți contract cu primăria, că nu sunt... Parcul ăsta nu e al unui patron, unui particular. Puneți mâna la mâncă, vă mai odiniți așa. Ia uite, luați-vă de mână cu polițiștii locali, că... Cum? Păi stați, stați, uite, stați, stați, stați. Așa merge țara asta. Cu statul, la muncă nu mai muncește nimeni. Uite, polițiști locali care se plimbă. Băi, fraților, pentru cei care au crezut că a murit, dacă au fost câțiva dintre voi care sunt irecuperabili, nu vreau să intru în polemică, urma incidentului care l-am avut cu pumnul primit în, da, figură de la Izbiceni, nu o să mai merg după domnul de la locală, că eu am probleme la genunchi. Dânsii își facă... Ați văzut că după masă trebuie să faci și puțină mișcare, să lase mâncarea în, cum trebuie, că altfel pui pe tine. Deci, o vilă, Albatros, care a aparținut fostului ministru, a fost de 7 ori ministru, Alexandru Marghiloman. Un parc impresionant, da? Aici în Buzău, nu stau să vi-l arăt, care sunteți curioși să vedeți cu lac, cu heleșteu, cu tot ce trebuie. Și aici o clădire care e în urmă cu câțiva ani, am făcut un videoclip și chiar acolo în Păișor era un domn polițist, care astăzi îmi este prieten, Viorel. Am filmat toată chestia asta care se lucrează acum, da? Asta pentru cei care nu înțeleg că eu aici în Buzău am dat un impuls ca lucrurile să meargă bine. Clipul este public și acum, da? Când îmi spunea Viorel că n-am voie să-l filmez și citea el legea filmatului și da, bine, a fost ceva frumos. În vremea respectivă, clădirea se renovează
de către primăria Buzău pe fonduri europene. Practic aici era sala de oaspeți. Parcul ăsta nu știu câte hectare are, dar a fost cedat primăriei Buzău, da? Sau nu știu, li s-a luat, n-au plătit impozite la timp. În spatele casei de oaspeți, care o să se facă aici jos restaurant și sus camere de închiriat, stil regim hotelier. Aici, în zona asta, umblau marchizele, da? În parc, până, da? Cu boierii, cu... Deci, epoca interbelică încă se poate conserva cât de cât în această locație. Adică dacă s-ar renova și chestia aia și s-ar mai pune câteva fotografii și știu eu, s-ar mai pune câte ceva pe aici, ai putea să crezi, bineînțeles, cu o plimbare în parc, care este un parc impresionant. Acolo mai ales sunt niște chestii de-astea, da? Să vede cum e tuns iarba, cum îți tuns și tot ce trebuie. Deci, să readuce la viață. Ce am făcut atunci? Primarul nostru ne-a pomenit să punea avioane, luase un avion de la baza Bobocu, care zăcea pe acolo, i-a dat cu vopsea și atât spectacol și atât, da, că a făcut un avion și clădirea asta se prăbușea. Și atunci am clădirea asta și mai este încă o clădire în spate, o să mergem acolo. Este vorba despre o hergelie care a aparținut tot prim-ministrului ăstuia, unde avea numai cai de rasă și toate chestiile astea. Și grajdurile alea s-au dărmau. Inclusiv alea se renovează, pentru că sunt declarate monument istoric. Da? Și clădirea asta aici și grajdurile alea acolo. Și atunci, asta vreau să vă spun, faptul că am încercat să schimb ceva. Vorbesc de Buzău, da? Și dacă tot, pentru că sunt foarte mulți oameni deștepți care înjură, care n-au habar de absolut nimic, în afară de hoți, că hoții înjură permanent. Apropo de hoți, uite, o să merg să vă arăt și ceva cu hoții. Deci acolo sunt grajdurile. Uite, în spatele clădirii astea care se lucrează. Bine, că muncitorii n-au ei treabă, fără căști de protecție, fără bocanci, fără... Nu, dar nu mai îmi pierd timpul, pentru că ITM-ul la noi, la Buzău, am fost acolo și... Iată, deci băiatul, uite, este în, uite, în Adidas, tricou, pantaloni scurți, șapcă, n-are el treabă cu șantierul. Și astea-s grajdurile care v-am spus că se renovează. Nu-l lau pe primar, atenție, ca să nu se înțeleagă că am vis să-l aud. N-am treabă cu primar. Uite, astea se renovează la fel, dar se lucrează aici, exact aceeași... Da, bine, că normele sunt clare, da? Normele sunt clare de protecția muncii, dar nu asta este important acum, că ei își vor scoate un uechi, își vor... Ceea ce spuneam, monument istoric. Bun. Și cu clădirea. Deci, mă, fraților, ce se întâmplă? Referitor la hoți, că tot vorbeam de hoți, că n-am terminat. Haideți să vă arăt, să mă opresc în mașină, să vă arăt, să vedeți și voi ceea ce înseamnă hoția. Ce prejudiciu poate să ne facă evazioniștii ăștia, ăștia care sunt atât de nocivi, precum un cancer care nu se mai termină niciodată. Să vedeți și voi cam, pentru că am salvat pe telefon, să vedeți și voi cam ce se puteau face cu banii din evaziune fiscală. Eu, nu mai găsesc chiar la mașină. În fine, nici așa nu merge. Stați o secundă. Că... Ce se putea face cu banii din evaziune fiscală în România,
vorbesc de un an de zile, da? Adică într-un an de zile ce se putea face cu banii aia care v-am spus eu vouă că sunt undeva la 507 euro pe secundă. 507 euro pe secundă, da? Din evaziune fiscală în România. Ia, haideți să vă pun eu să vedeți voi cam ce se putea face cu banii. Ia să vedem. 507 euro pe secundă pierde România din evaziunea fiscală, iar în timp ce statul abia poate aduna actualele taxe și impozite, coaliția discută despre un nou sistem de impozitare pentru a atrage mai mulți bani la buget. Ce ar fi putut face statul cu banii pe care i-a pierdut din evaziunea fiscală, ne spune jurnalistul Kevin Kirmizicul. Bun găsit tuturor! România este pe primul loc în Uniunea Europeană la evaziune fiscală. Sume pierdute de ordinul zecilor de miliarde de euro ar fi putut fi investite, de exemplu, în autostrăzi, școli și spitale. Peste 16 miliarde de euro se pierd anual din fentarea codului fiscal. Este estimarea făcută de președintele ANAF. Adică peste 500 de euro sau peste 2500 de lei, sume pierdute pe secundă. Bani care ar fi trebuit să ajungă la bugetul țării. Cu 16 miliarde de euro s-ar fi putut construi anual în România peste 2300 de kilometri de autostradă, 3000 de școli și 27 de spitale regionale. Mai mult decât atât, tot din acești bani am fi avut deja o magistrală de metrou către aeroport și mult așteptată autostradă de la București până la Brașov ar fi fost și ea gata. Tot în această sumă, țara noastră ar fi avut deja spitale regionale în Iași, Craiova și Cluj, peste 100 de creșe și 200 de școli noi cu 8 clase fiecare s-ar fi putut construi, de exemplu, în zonele mai puțin dezvoltate ale țării. Conform Comisiei Europene, suntem pe locul întâi la acest capitol, finanțele statului sunt diminuate cu aproape 35% din neîncasarea de TVA. Doar într-un an, din 2018 până în 2019, deficitul de încasare a crescut cu 6 miliarde de lei, adică și mai mulți bani pierduți. La nivelul blocului comunitar, Uniunea Europeană pierde în total peste 134 de miliarde de euro anual, adică în jur de 4.000 de euro pe secundă. Topul țărilor cu cea mai mare evaziune fiscală este condus de țara noastră, urmat apoi de Grecia și Malta. Deși problema evaziunii fiscale este menționată și în Strategia Națională de Apărare a României pentru perioada 2020-2024, la capitolul Modalități de Asigurare a Securității, statul român a făcut pași prea mici pentru a reduce pierderile uriașe de la buget. Deci, băi, oameni buni, când discutăm de atâtea chestii, adică într-un an de zile să fie o evaziune de 16 miliarde de euro, adică anual, în România, la peste 500 de euro pe secundă, adică peste 2500 de lei, bani vechi, bani noi de fapt, 25 de milioane bani vechi. Voi vă imaginați despre ce vorbim? Despre ce vorbim? 2300 de kilometri de autostradă. 2300, nu știu dacă... Dar noi nu avem 2300 de kilometri de autostradă în momentul ăsta, dacă e să le adunăm pe toate. 3000 de școli, vă dați seama, noi făcute cu băncuții, cu toalete, cu tot ce vreți voi. 27 de spitale regionale, vă dați seama, 27 de spitale. Practic jumătate, cred, din câte sunt acum. Toate astea într-un an de zile. Da? Toate astea într-un an de zile. Și tot ce s-a mai dat... magistrala de la metrou. Deci noi suntem o țară care în momentul actual nu avem metrou la aeroport. Cei care umblați cu avioane știți foarte bine, de râsul plânsul, adică n-ai cum să vii cu avionul și n-ai metrou. Nu există așa ceva nicio țară. Poate până Africa, dar nu aia de sud, că și acolo e subsahariană, poate. Noi ne comparăm cu zona Africii subsahariană, am analizat mult chestiile astea. Undeva cu zona aia după India, după acolo anumite, da, orașe și zone, și Africa subsahariană. Asta este nivelul nostru. Bineînțeles, de la București la Brașov, autostrada se putea face cu banii ăștia într-un an de zile. Deci, inclusiv spitale, dar ceea ce s-a spus, da? Că eu citesc aici, spitale Iași, Craiova, Cluj, peste 100 de crește, peste 200 de școli cu 8 clase fiecare și tot așa. Deci chestiile astea anual, nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva, este incredibil.
Cine sunt responsabili toate chestiile astea? Oamenii noștri pe care îi alegem. Acum de ceva vreme am văzut că l-au dat afară și pe ăsta care era la ANAF. A pus altul, inclusiv la garda de mediu l-a dat afară pe nenea la care l-am filmat eu la Târgu Secuiesc, îmi scap acum. Când am fost atunci, am discutat cu domnul ministru Tanțoș Barna și și-a pus altul acolo. Un băiat care e săracul, nu știu cum, el vine ca la stadion, adică îi mai trebuia o pungă de semințe și restul era perfect. N-are om nicio treabă cu ce, nu are cum să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Singurul om care a putut să înțeleagă fenomenul ăsta, atât de nociv și atât de cancerigen la ora actuală pentru România, privind poluarea și toate chestiile astea, a fost Tavi Berceanu. În rest, tot ce, ce a fost până acum și toate chestiile care sunt, sunt obligații pe linii politică și funcții și toate chestiile astea mizerii care se întâmplă în România. Bun. Ceea ce v-am arătat aici cu parcul, lucruri care se petreceau urmă cu 3-4 ani de zile, filmarea încă este publică pe Activistul Incomod, tot pe aici prin oraș, n-aveam stații de autobuz, nu eu, că eu aveam mașină, lumea, n-aveau stații de autobuze, toată zona industrială era la pământ, lumea mergea pe cărare, adică nu existau trotuare. Un șmecher cu o fabrică de ulei, care un acord tacit între el și șeful poliției locale, că eu am auzit și alte lucruri ulterior, că nu m-am dus degeaba acolo, știam cum merg treburile, îi permisese ca să staționeze pe banda 1 de circulație, unde erau indicatoare clare de oprire staționare interzisă. Fapt care m-a determinat să încep să intru în acțiune și încă mai este clipul acela, pe un canal de YouTube, Curaj TV, care a fost șters ulterior, curaj.ro, și încă mai este clipulețul acela care i l-am dat practic eu să-l publice, pentru că n-aveam momentul la canal de YouTube și l-am dat să-l publice lui Oleg Brega. A mai fost un deștept care tot așa i-a dat să publice, după ce s-a gândit el că ar fi bine să ia bani după clipuri, unele care, majoritatea de fapt, care au fost făcute cu cheltuiala mea și cu mașina mea și cu toate astea, l-a pus să le dea jos, să le pună la el, să o fi crezut că se îmbogățește. Dar când faci chestii de astea și n-ai cheltuieli, normal că da, să te duci la Cluj, la Craiova, la Sinaia, pe banii luat pe mașina luat și așa îl mai dai și în judecată, îți convine. Bun. Ideea este felul următor. Dar în judecată că vrei bani și de la ăla, adică vă dați seama. Vrea bani să ia și de la ăla, că ai și tel în clip acolo, jumătate, adică și de acolo, și din partea aia, și nu mai ai niciun drept, nu mai poți să mai... Da, o să fie, la momentul oportun, o să fie toate chestiile astea prezentate, inclusiv cu marturi, ca să vedeți și voi cum se făcea, că zicea că nu e activist, nu știu ce, și cum se făceau treburile, și o să vedeți și marturi, da, o să vorbească lumea, să apară totul public, după ce se va termina procesul, ca să fie mai corecți. Bun. Repetăm la chestia asta cu zona industrială. Băi, fraților, deci staționarea pe o bandă de circulație deja este infracțiune, dosar penal. Adică nu mai este sancțiune, este infracțiune. Și am luat atitudine. Au venit polițiștii locali, au dat pe acolo 2-3 amenzi, a doua zi la fel, a șaptea zi la fel, erau de ani de zile. Dar problema era alta, nu numai că erau ei acolo și... Problema este că ei deranjau prin faptul că încălcau legea și se puteau crea
accidente, adică parcau în fața trecerilor de pietoni, în spatele lor, lângă indicatorul de pentru pietoni, lângă indicatorul de oprire interzis, ei n-aveau nicio treabă, adică numai și dacă tu oprei în oraș undeva două secunde, opa, vinea nenea de la locală, tăia chitanța, îi salut pe toți băieții de la poliția locală Buzău, inclusiv pe cei de la rutieră, toți sunt prietenii mei, băieți din nota 10, mai rar vezi poliție locală ca la Buzău. Domnii care i-am prins în offside ar trebui un pic să pună și ei la punct, pentru că nu trebuie să stai, să te odinezi, să te vadă lumea. Că deja stai și tu mai pitit dacă ar fi să stau după ei, caut și noaptea și vei arăt cu pe unde stă ei, că știu și chestiile astea și să vedeți cum muncesc noaptea. Cum... Da, nu, că nu vreau să mă pun la... Am făcut pace de mult cu poliția locală la Buzău, n-am nicio problemă. Bun, asta s-a întâmplat pentru că eram aici cu domnii de la local, da, și nu puteam să-i las așa fără să-i vedeți. Referitor la partea aia cu zona industrială, trebuie să trecem acum să vedeți cum primarul, după ce am avut conflictul ăsta cu el și cu toată poliția locală, că automat și cu el, a dat toate indicatoare jos cu acordul poliției rutiere. I-a mai tolerat pe aia, dar nu știu cum le-a dat, că le-a dat practic abuziv, că indicatorul nu poți tu să-l dai jos, că vrei tu așa, atât e cât strada este publică și circulă mii de autoturisme zilnic sau zeci de mii sau cât te circulă acolo, deci nu poți tu să-l dai jos și tirul să rămână acolo. A fost tot tâmpenia ce a făcut ei și cu acordul poliției rutiere. Un nene tare de tot aici la Buzău, Marius Ivan, care el a fost surprins într-o fotografie cu Mâncamiș, cu primarul și cu liderii PSD. Mai lipsea Ciolacu de acolo. Apropo de Ciolacu, bă, l-a pus prim-ministru să-i dea Dumnezeu sănătate, să meargă cofetăriile, dă bonuri fiscale, deci au fost verificate toate cofetării, tot ce face el, să fie sănătos, am spus, n-am nicio problemă cu el, dar să fim cinstiți și corecți, a fost prieten cu Omar Haisam, după care din prietenia lor s-a terminat cu Foresta Nehoiu, o fabrică de mobilă care era renumită și un întreg oraș a ajuns în faliment. Sper să nu ajungă și țara asta tot așa. Ultima intervenție a mea față de domnul Ciolacu a fost când a avut congresul PSD, filmarea publică pe activistul buzoian, dacă o căutați o găsiți acolo, domnul Ciolacu a fost interpelat. De ce? Pentru că el la Buzău, când a fost ales ca și președinte al filialei PSD Buzău, el n-avea niciun contracandidat, bă, măcar puneam unul de formă acolo. Puneam unul de formă. Nu, n-a avut niciun candidat. Toată presa, bineînțeles, că a fost la picioarele lor plătită și n-avea cine să autosesizeze în chestia asta. Și automat a trebuit să vin eu să atrag puțin atenția, că prea pe față, adică să mai fac, dar nici chiar așa. Și când l-am întrebat, ce faceți, domnule, ați ajuns ca Ceaușescu la congresul al 14-lea? Numai el era și el ieșea. Și atunci mi-a propus să candidez eu contra lui, adică să fiu membru PSD, să candidez contra dânsului, să vedem cine câștigă. Tot el câștiga, vă dați seama că la PSD și nu numai la PSD, ca să se înțeleagă. Că acum poate că ceea ce a spus domnul Ciolacu, că o să, acum că ai și primit, că o să revigorezi, o să fac, o să dreagă, o să măresc salarii, să măresc pensii, bă, nu vă gândiți puțin așa, din ce să mărească, mă, pensii, salarii și toate chestiile astea? Din ce să mărească? Pentru că țara, în momentul ăsta, se împrumută să plătească pensii, salarii, pentru că noi nu avem PIB. PIB-ul nostru e dus. Ce producem noi? Ce facem noi exportul? Ce facem? Noi trăim din banii care ne trimit amărâția după afară și mai mișcăm pe aici. Și atât, și restul ne împrumutăm ca să le plătim pensii, salarii. Fac chestiile astea pentru că la anul, bineînțeles, este campanie și trebuie să iasă cine trebuie să iasă acolo. Deci, o mică paranteză, toate partidele care sunt în România, în momentul ăsta n-am nicio șansă decât să vă păcălească și să furi cum au furat până acum pentru ei și familiilor lor și acoliților și atât. În rest, bă frate, de unde să plătească? Dacă evaziunea fiscală este așa cum ați văzut aici, că v-am pus și ați văzut, de unde să plătească? Dacă nu aduci mai mulți bani la buget, de unde să plătească? Când n-are de unde. Și țara va rămâne la fel, vă spun eu, garantat.
Deci, n-are ce să facă Ciolacu, n-are ce să facă Ciucă, n-are ce să facă Simion, n-are ce să facă nimeni. Lui Simion i-am dat scris, da? Ce trebuie să facă. Când a venit la Buzău, când l-am filmat, filmarea e publică, pe activistul incomod, iarăși căutați și găsiți. I-am dat scris lui Simion, inclusiv i-am spus, minim pe economie, cel puțin, să creăm o economie de asta mai artificială, să fie umflat. Că am văzut și pentru alte țări, dacă te duci, au două pietre și n-au nimic acolo, nici industrie, nici exporturi, nici... Dar artificial și-au umflat chestia asta ca să... Banii oricum să vor duci în economie. Și atunci dacă ai un produs intern brut, știu eu, mai mare față decât este acum, poți să-l ai și datorită faptului că ai crescut minimul pe economie. Că atunci omul își permite să-și ia un televizor, un frigider, o mașină spălată, o mașină și așa mai departe. Da? Deci, mai sunt variante, dar până nu strângem bani de la hoți, de la evazioniști, n-avem cum să facem nimic în țara asta. Și țara asta va fi la fel. Țara boierilor și a țăranilor care au muncit toată viața lor și n-au avut nimic. Au muncit pentru stat și pentru boieri. Bun. Pentru cei care m-ați înjurat cu... Ce-ai căutat, bă, la Izbiceni acolo de ți-a dat ăia cu pumnul, de te-a bine ți-a făcut și toate chestiile astea. Le-am arătat ce se pot face cu banii din evaziune fiscală doar după un an de zile. Deci dacă s-ar pune ANAF-ul, ar poate să dea afară toată poliția locală din România, să angajeze la ANAF din banii ăia, dacă s-ar văita că n-au bani să-i plătească, să găsesc bani. Să bage angajați cel puțin de 10 ori mai mult să bagi. Și când ai intrat ANAF-ul, la tine să nu vină cu ecuson, cu mai le trebuia de alea, de haine și de alea, de generali. Să nu vină cu ecuson, să nu vină, să vină așa cum mă duc eu, bang, 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 și trebuie modificată legea. Adică nu, să nu mai fie sancțiune de 500 de lei, să fie sancțiune de 5.000 de euro, adică de 200 de de 20.000 de lei, de 200 milioane de bani vechi. Și atunci să vedem cine mai face evaziune fiscală în România. Atunci vreau să văd. Deci, două lucruri trebuie făcute. Angajați oameni la ANAF și a doua, sancțiunile mărite. Există un ordin dat de un ministru care s-a făcut ceva, nu mai devoale subiectul, și în caz că nu te reglementezi, îți dă amendă de la 400 la 650 de milioane. De se poate. Sunt amenzi în momentul ăsta în România pentru persoane fizice de la 400 la 650 de milioane. Deci aici se poate, da? Tot pe chestia asta cu... Dar ăștia cu care sunt de fapt majoritari sunt tolerați cu câte... Ce băi frate, HG28/99? Voi ați nebunit? Ce 500 de lei? Bă! A dat odată, nu știu, de vreo 2000 de lei la cineva, cam așa a fost maximă, dacă mi-aduc bine aminte, când am fost eu cu poliția economică pe la Redea, dacă mi-aduc bine aminte, prin județul Olt. Le-a luat banii din cutii de unde aveau de acolo, că nu erau fiscalizați, adică n-au bătut niciun bon. Am închis două baruri, barurile de la Redea, dacă merge, sunt închise. Altceva foarte important. La Izbiceni Olt, că am dat, deci toți au fost reclamați acolo, inclusiv polițiști, de bine ce m-au protejat. Referitor la chestia asta, v-am mai spus că o să fac un proces la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, unde o să încerc acolo toate prejudiciile și o să dau în judecată statul român și cu judecători și cu procurori și cu poliții și cu toți ăștia care le-au dat cu suspendări și toate astea. Eu acum nu fac altceva decât aștept să mi se dea sentințe în toate cazurile ca să pot să le acumulez, să mă duc, da, pe drept internațional. Bun, ideea e în felul următor. În momentul când a venit poliția și a văzut că ei aveau casa de marcat pe șifonier sus acolo și bineînțeles că dacă i-am cerut, mi s-a dat bonul cu numărul 1 după ori în șir, care terasa era plină și bineînțeles că, da, după ori și ori, că m-am dus, nu știu, era ceasul 3, și ei vindeau de la 7 de dimineață acolo și tot mai avea până seara, că a fost târg și după aia urmau zilele comune. Deci ei flus continuu și bă, ceilalți mai vorbim că nici n-aveau case de marcat pe masă și pe nicăieri. Lui trebuia să le confiște
Deci orice țară normală și sănătoasă la cap, oprită activitatea, confiscați toți banii, toți banii, da? Referitor la bătaia care am luat-o și toate chestiile astea. Bineînțeles că trebuia arestat, arestați amândoi privind perturbarea liniștii și ordinii publice, pentru că totul s-a petrecut în public cu ajutorul unor instigatori care zicea să mă omoare, așa cum s-a auzit și pe filmare. Ei au avut impresia că gata, m-au omorât și au scăpat de mine. Lucruri care s-ar fi petrecut orice țară sănătoasă la cap după pământul ăsta. La noi nu. Polițistul a venit din informații mele. Se cunoștea cu doamna și cu la prima terasă, cu ăla care, băiatul la brunet cu tricou negru care mi-a dat peste telefon și m-a vrut să mă pună el la pământ pe mine. Se cunoșteau și tot așa și au zis că să stea liniștiți, că eu filmez sau ce fi zis acolo polițistul. Numai că tot n-au stat liniștiți și toți și-au dat în pete. Deci el trebuia să le oprească activitatea și să le confiște banii. Asta ca primă măsură, pentru că banii, toți banii care au făcut, erau făcuți ilegal. Punct. Deci punct. Restul, v-am spus, atâția jandarmi, atâta poliție și apropo ăștia care zice că au fost câțiva, ziceau că domnul zice că nu te-a bătut de față cu poliția. Voi n-ați văzut, mă, și voi, bă, când vă uitați la un clip, nu vedeți, mă, că polițiștii s-au dus să se uite la certificatul de matriculare, de nu știu, de registrare, că sunt puțin obosit, certificatul de registrare al firmei ăluia cu mici, s-au dus amândoi să citească. Probabil. Bă, fraților, s-a întrerupt că m-a sunat instalator. Dumnezeu a terminat ideea. Referitor la domnii polițiști de la Izbiceni care s-au dus împreună să citească un certificat din registrare al firmei ăluia care mi-a dat cu pumnul. Am spus, da, deci în afara faptului că ei vindeau mici prin praf, ulterior urmează să asfalteze, așa mi-a dat ANSVSA-ul, da? Ei n-au fost anunțați ANSVSA-ul de primar că este ziua comunei, deci totul a fost programat de la primar până să fie toată lumea mulțumită. Probabil s-au și certat pe locul ăia din față, că era unul supărat în spate, pe unde nu trecea nimeni pe acolo. Ăla nici nu m-am dus pentru că era amărât de stup, mă mai duceam și eu. Bun, este incredibil cum doi polițiști se duc să citească un certificat de înregistrare, având în vedere că la 2 pași de mine, la 5 metri, 3 metri, 7 metri, este un grup de agitatori care s-a văzut destul de clar că tot provocau, tot înjurau. Și am pățit exact ca în cazul găinarilor, adică polițiștii care, profesioniști care să fac că nu aud cum m-auzea găinarii sau că au treabă, să poată să infractorul să dea în cap. Nu nicio problemă, am spus, o să fie toată treaba așa cum trebuie la proces. Lăsând chestiile astea, că să nu mai... și cu asta am încheiat. Referitor la chestia asta cu bonurile și da? Bă, fraților, în general la produsele alimentare vorbim. Nu luați bonuri? Ajungeți acasă, faceți o indigestie, faceți hepatită, faceți, luați Helicobacter pylori, luați de toate. De toate bolile puteți să luați, da? Vă îmbolnăviți pe voi, familiile voastre, copii, mamă, tată, soră, frate și așa mai departe. N-aveți cum să reclamați. Dacă te duci la OPC și spui, domnule, uite, am luat telefonul ăsta și nu am bon fiscal, nu te bagă nimeni în seamă. Deci, așa e și cu micii. Ei care am cumpărat de la ei, dacă vă uitați pe filmare, spuneau că n-am luat de la ei. Vă dați seama? Da? Că n-am luat de la mine. Păi, n-am luat de la tine, de la cine să ia? Că am luat de la toți. Și atunci ei n-ai probi potriva lor și se vor eschiva și vei fi totul bun de plată. Bun. Încheiem capitolul ăsta cu hoții. Și inclusiv am spus, chestia asta cu bonul în dublu măsură. E și siguranța voastră și protecția voastră și evaziunea. Deci,
Ideea este la nivel național să luați atitudini cu toți. Nu neapărat trebuie să așteptați să vină pe la fiecare butic să... Da? Deci asta este general. Acum, am ajuns în zona asta. Deci v-am arătat casa aia de oaspeți pe care face primarul la Palatul Marghiloman acolo. Care s-a făcut după ce eu... Adică omul a depus acte pentru... fonduri europene, pentru tot ce a trebuit, după ce eu am adus la cunoștință prin, ați văzut și voi prin clipul public. Aceeași chestie, cu toată zona industrială din Buzău, când treceți pe aici, pe Buzău, treceți pe zona industrială și vedeți și voi cum arată. Nu vreau să-i fac publicitate primarului, pentru că nu am de ce să-i fac, nu mă interesează politica, da? Dar vreau numai să arăt că în urma demersurilor mele, totuși s-a mișcat ceva. În caz că nu se mișca, vă imaginați că și eu continuam cu aceleași ostilități până când aprofundam. Da, aprofundam și intram și în alte lucruri mult mai grave. Deci în Buzău nu existau stații de autobuz cu acoperiș. Erau câteva și alea vai de mama lor. S-au făcut toate pe fonduri europene, inclusiv toată zona asta care eu am filmat-o, unde erau tirurile, da, oprite, staționate și unde șoferii urinau pe la roți, pe la mașini, lângă parcuri și lângă blocuri unde locuiesc cu oameni, chestia aia s-a terminat, da? Bun. Numai vă plimb, da? Numai vă plimb puțin și cam asta ar fi, da? Hai, v-am pupat, la revedere. Cei care cred că a murit, să știți că n-am murit, că nu mor ușor, o să reluăm din nou întreaga activitate. M-am recuperat după chestia asta cu pumnul, încă mă mai doare. Mi-a rămas și un semn pe aici. Riscul este enorm, la ceea ce fac eu, sunteți conștienți cu toții. După ce că fac ce fac, mai mi-au și înjurături și... Pentru că sunt foarte muscoți. Deci în România sunt foarte mulți, cred că sunt mai muscoți decât oamenii onești. Am ajuns la concluzia asta. Ăștia care mai suntem onești, vreau să biruim pe hoți, da? Asta vreau eu, ca să putem să supraviețuim, să nu mai fi nevoie să ne împrumutăm, să împrumutăm la femei, să plătim pensii, salarii. Nu mai, să avem banii noștri, da? Să ne dea hoții ăștia, sunt diverse la buget. Bun. Nu mai vreau să vă arăt o parte a zonei și cu asta basta. Ne auzim în curând pe ambele canale, pe Activistul Buzoian, pe Activistul Incomod. Într-o săptămână, două, maxim în două săptămâni, calculez eu, ies iarăși pe teren. Și veți avea filmări așa cum ați fost obișnuiți de atâția ani de zile. Mulțumesc celor care mă susțin, cei care nu mă susțin și mă înjură, nu îi sfătuiesc decât să conformeze cu legea și chestiile astea să le lase pentru în România să nu mai fie așa ceva, da? Să ducă la turci, la ruși, la noi să fim mai europeni, mai cinstiți, mai conștienți, mai raționali. Că avem nevoie de bani să facem ceva în țara asta și să revină ăia 10 milioane care sunt plecați, să muncească și la noi, să poată să ia și aici 1200 de euro și prețul să fie la fel ca acolo. Că nici ăia pe acolo, în afară de Germania, n-are nimeni nimic. Totul e bazat pe servicii și turism. Nu sunt ei mari producători să zici că, domnule, au fabrici și export în toată lumea, cum aveam noi pe vremea lui Neanicu sau cum e Germania acum. Deci nimeni nu are, totul este umflat și ați văzut, la Paris s-a făcut turnul Eiffel cu sârmă de aici de la Buzău, cu fier de la Buzău, cu mai multă sârmă cred că a băgat până el. Dacă vă uitați pe turnul Eiffel o să vedeți că este ștanțat fierul cu ductil Buzău, ductil, stil sau cam așa ceva. Deci ăia pe niște fiare și-au scos bani și scot încă 1 milion de ani și noi putem să facem chestia asta, că nu au nimic mai presus față de noi și pe partea asta turistică putem să ne repunem pe harta asta turistică, că și de aici vin foarte mulți bani, dar la noi
dacă îți mai vine și un clan de ăsta și două căruți pe drum și vine un englez, ce să mai, să îngrozești. Mai știu un englez care a fost în România și începuse să țipe pe Maxi Taxi, pe la Deva, pe acolo, pe zona aia, că scoteți-mă de România, că am nebunit. Vă dați seama ce, Maxi Taxi l-a băgat cu 40 de ani și acolo și stătea în genunchi. Când făceam eu clipuri, uitați-vă pe canal, pe activistul Buzoian, pe activistul Incomod. Când mă țineam pe Maxi Taxi și de astea să nu mai ia călători în picioare, să nu mai, că la orice transport, la orice frână, poate să-i pună viața în pericol și tot așa. Și unii nu dădeau nici bonuri, vă dați seama când n-avea cum să îl mai indemnizeze nimeni, să-i mai plătească vreo asigurare ceva și tot așa. Deci chestiile astea se petrec în România și sunt foarte multe, însă n-am timp să discut chestiile astea. Acum nu mai vreau să vă mai arăt, nu-i fac, repet, nu-i fac publicitate primarului, el n-are nevoie de nicio publicitate, este, a obținut fonduri europene la nivel național, e printre primii și a făcut multe în oraș aici. Ca a făcut și alte nereguri, sunt alții care le-au expus, eu n-am stat să mă ocup de el pentru că m-a ocupat de alții. Bun, nu mai vreau să vă arăt aici unde am filmat urmă cu câțiva ani, să vedeți cum s-a schimbat. Filmarea, așa cum a spus, o mai găsiți pe curaj.ro, undeva pe acolo, Nenela și-a luat toate clipurile, se îmbogățește. Acum o să le găsiți acolo, da? Inclusiv un clip când m-am dus la poliția locală să-mi dea amendă. Da? Când eram eu cu taxi, nu mai sunt taximetrist, l-am vândut de 3-4 ani de zi, dar mulți au rămas că sunt taximetrist. Nu e nicio rușine, toți taximetriști din Buzău îi respect pe toți și din toată țara. E o meserie nobilă și eu am fost cu, nu mai contează, că n-am lucrat la nimeni, a fost practic societatea mea, și dar nu mai contează asta. Important este că taximetrist, să fii taximetrist e greu în ziua de azi și un lucru mare și nobil, că nu fură, nu dă cap la nimeni. Dar în percepția unor că eu aș fi taximetrist, este deja sfârșitul lumii. Dacă atât te duci pe ei capul, nu știu, vrea să, nu știu, să... Da, bine, mă rog, nu, vă las pe voi. Vă las pe voi că la noi prostia în țara asta a atins cotii alarmante. Uite, nenea n-are loc de mine. Uite, eu stau aici. Da, vin. Bun, haideți să vă arăt să vedeți cum arată zona și v-am pupat, da? Stațiile de autobuz pe care le-ați văzut nu existau. Toți pilonii ăștia care se văd aici și delimitați nu existau nici ăștia. Deci stații de autobuz, da, cu tot ce trebuie. Pe partea dreaptă, iarăși de aici începe, da, pista de bicicliști lângă trotuar. Și aici erau tiruri, da? Erau tiruri tot trosonul ăsta de kilometri. Și bineînțeles, lângă blocul ăsta frumos, care nu mai dă și comună de vopsea, își făceau nevoile permanent tiriștii, își făceau baie la Ibric, la Ligiani, la ce aveau ei pe acolo. Și uitați, indicator de oprire interzisă, da? Care era și atunci, da? Numai că nu era valabil. Și fabrica de ulei, fabrica vestită, în care îi se permitea să facă orice. Care acum au dispărut și tirul, și pentru că ei aveau parcare în spate, dar n-au vrut să o folosească, pentru că, na, ce să faci, când ești pe acord tacit, faci ce vrei. Și cam așa arată acum zona industrială, adică circuri pe banda asta de circulație și cealaltă e pentru autobuz. N-ai cum să mai oprești tirul, să-l lași aici. N-ai cum să mai lași tirul pe o bandă de circulație. Deci este imposibil. Copiii au acoperiș în caz de vine ploaia de la școală, de aici, de la liceu, ceea ce înainte nu aveau. Unde e pista de bicicliști și trotuarul pe partea dreaptă, erau cărări. Da? Deci mergea lumea, uitați-vă pe clip, da? Mergea pe cărare, pe noroi. Pe aici, chiar în zona asta aici, după trecerea asta de pietoni imediat aici pe colțul ăsta, era un canal mare cu o placă care era dată la o parte, adică puteai să cazi în canal aici. Și în dreapta la fel, alt canal. Da? Deci iarăși aceeași poveste, da? Lumea care în caz de plouă sunt acoperiți.
Da, pentru mine, prin ceea ce am putut să impulsionez și prin chestia asta că am mediatizat și am trimis petiții și primarul a luat act de sesizările mele, este o mare realizare și o colaborare între mine ca și cetățean și primar, care și-a dat și el seama că am dreptate, practic. Deci asta este deja de stații de autobuz, zona, palatul care l-ați văzut la casa de oaspete, la parcul Marghiloman. Deci sunt trei lucruri care sunt postate, oameni buni, adică nu vorbesc să mă aflu în treabă. Sunt filmate și postate toate chestiile astea care eu am fost revoltat și am luptat cu primarul și cu autorității să schimbi ceva. Și chiar îi mulțumesc primarului că a luat tact și ia uitați, pe dreapta, da, deci pentru biciclete de-astea electrice. Ați văzut, da, chestiile alea care urmează să le bage acum, bicicletele electrice. Bun, cam asta a fost, v-am pupat, la revedere și ne auzim în curând.